Mă numesc Gaji George, Sebastian, am vârsta de 22 de ani. Am suferit un accident rutier în urmă cu 3 ani de zile și am avut o leziune la nivelul C5. Am avut un accident rutier în urmă cu 3 ani jumate, iar în urma acelui accident am suferit o lesiune la nivel C5 și am ajuns în scaun. În momentele grele mă inspiră foarte mult familia mea, prietenii care îmi sunt alături. Mă motivez foarte mult în faptul de a fi bine, să fiu cum îmi doream eu, cum eram înainte, și asta mă inspiră foarte mult să trag și să lupt, să ajung cum eram odată, bine pe picioarele mele. Drumul a fost greu, dar s-a meritat să ajung aici. A fost un zbor foarte lung, dar am ajuns cu bine și mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Aici am ajuns cu prietenii mei și cu sora mea. Am aflat despre această operație în urmă cu, de pe internet, despre site-uri, în urma unor prieteni care m-au ajutat să aflu despre acest spital, iar am ajuns aici. Mă simt bine după operație. Prima zi a fost mai grea pentru că a trebuit să îmi revin după operație, iar apoi, ușor, ușor, am început să-mi revin, să mă simt mai bine și să încep să fac recuperări. Îmbunătățirile după operație sunt... Îmi doresc să pot să ajung să stau în picioare din nou, să pot să merg. În urma operației am început să mă simt mai stabil, mai tonifiat muscular, să fiu mai activ, să stau mai mult verticalizat în picioare și să fiu mult mai activ, să nu mai fiu ca înainte, obosit. M-am simțit foarte ok, doar că era ceva nou pentru prima dată când am făcut mapping, dar totodată a început să-mi placă și foarte mult, pentru că m-a ajutat foarte mult să ajung din ce în ce mai sus și îmi place foarte mult să fac mapping. Este ceva nou și ceva care mă ajută foarte mult. The difference between therapy from Thai to Romania, it's difficult because here you use a different technology. The stimulator, it's incredible. We got a lot of results with this stimulation. On mapping, we've got a good contraction of the muscles and also some movements, good movements. But of course, it's not only the machine, it's about the patient and what the patient do after the surgery. You can make the surgery, but you need to work at least 6 months or maybe 1 year after the surgery, work hard and try to push yourself to the limit. Of course, it's something new and I believe this is the future.